ce mai poate fi de spus după un meci în care ocaziile mari au aparținut Hermannstadtului, iar faza din ultimele secunde... În seara din nou, da, un meci terminat la egalitate, un meci din punctul nostru de vedere nu foarte frumos, dar totodată cu foarte multe ocazii. Prima repriză, 3 ocazii foarte mari, a doua repriză, iar câteva ocazii, situații foarte bune. Am avut și acel penalti. Da, am pierdut 2 puncte din punctul meu de vedere, chiar dacă, repet, jocul nu a fost unul strălucit. Au avut și eu o ocazie mare, a scos-o Cătălin Căbuz. Da, se putea întoarce jocul împotriva noastră, dar așa, după acea ocazie a lor, am încercat să urcăm liniile, pentru că sunt o echipă bună, o echipă dinamică, când au mingea, au o posesie și o progresie foarte bună, sunt cu jucători periculoși, cum am spus și la flash-uri, dar ușor, ușor am reușit să câștigăm terenul și să avem situațiile odată cu intrarea lui Cristi Neguț. Dar cred că n-am avut șansă seara asta. Practic, în repriza a doua, Iașu a echilibrat jocul, n-ați mai avut atât de multe ocazii în repriza a secundă, mă refer. Ați spus la început că vă temeți un pic de faptul că elevii noastre să nu-i trateze un pic de sus. Nu cred că s-a întâmplat asta, nu? Nu. Adică atitudinea a fost potrivită. Este clar că, într-adevăr, prima repriză a fost una noastră, a doua repriză eu am început mai bine și ca posesie, dar sub nicio formă nu i-au privit de sus, nu se pune problema. Am făcut analiza, le-am arătat că sunt o echipă foarte bună. Asta îi consider pe cei de la Polia și felicit pentru parcursul pe care l-au avut ca și nou promovată. Dar, într-adevăr, trebuia să fim mai preciși în fața porții, pentru că sunt niște ocazii cum nu prea am avut așa nici sezonul trecut. Poate în prima etapă contra Farului am avut astfel de situații, ocazii poate mult mai mari, dar cred că am pierdut 2 puncte în ciuda jocului mai puțin bun. Dacă Parasiv mai era în teren, el executa penaltiul sau Petrișor? Da, el trebuia să execute, el la primul executat în para. Dar ce a asumat, în trecut a marcat goluri, de-a lungul timpului Petrescu a marcat goluri din penalti. Nu este ușor când ratezi minutul 94, pentru că echipa putea avea 2 puncte în plus. Asta este. Merge mai departe și el și băieții, așa a vrut să fie, așa a vrut Dumnezeu să fie. Puteam avea cu 2 puncte, dar ăsta e fotbalul. E un punct... Baftă. Și ție, baftă, Leo. E un punct care se adaugă, nu se scade în clasament. Echipa rămâne pe 5, e o luptă aprigă. Mai multe echipe pentru aceste locuri de play-off, în continuare. Da, într-adevăr, distanța este foarte mică între echipele de la locul 4 în jos, să spunem așa. Le-am spus că dacă vrem să ajungem în play-off sau la finalul regular să fim în play-off, va trebui să ne punem obiectiv să ajungem echipa de pe locul 4, noi fiind pe 5, adică Craiova, nu să ne uităm în jos. Era un lucru, pentru că trebuie să tinzi la mai mult. Dacă vrei să termin pe 6, posibil să termin pe 8, pe 9, dar asta e viața. Totuși, repet, jocul n-a fost bun, dar puteam avea acele 2 puncte și să fim acolo pe 4 pentru câteva ore, zile, în funcție și de celelalte rezultate, în funcție de ce va face Craiova. Dar asta e viața, mergem înainte. Mulțumim frumos! Seara bună! Și...